Nebun, frână. Mamă, s-a terminat. M-am dus. Bă, băiatul. Inco, ia stai, stai, dau geamul jos. Stai că am greșit geamul. Incompetentule! Ce-ai făcut, tată? Eu ce fac acum, domn polițist? Stai așa să deschid geamul ăla, stai să un pic să mă dau mai în față. Auziți, domn polițist, ce se întâmplă? Eu cum trec? Am curs aici, ești nebun? Pot să trec că mă cam grăbesc, că mă dau ăștia afară. Salutare tuturor și bine v-am găsit, oameni buni, la un episod de Euro Truck Simulator 2 aici cu o minunăție, dacă mă întrebați pe mine. Ei bine, avem aici noul Mercedes Actros, frumos, tot ce trebuie, 2020 model. O să aveți și voi modul în descriere, aici cu oglinzile astea șmechere, tot ce trebuie, interior. Ia uite-l, bă, băiatule. Ei bine, oameni buni, până începem, nu uitați să dați și acolo un like și un subscribe, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Cine dă subscribe are loc aici cu mine în pat, cine nu, doarme pe afară. E bine, am găsit și eu modul ăsta și am zis să fac un video cu dânsul, pentru că mi s-a părut foarte, foarte interesant. În primul rând, uitați-vă și voi, avem animații, uitați-vă și voi cât de tare. Avem animații până și pentru combustibil, adică frumos, tot ce trebuie. Acolo bord, navigația care nu prea e navigație, tot ce trebuie. Oglinzile astea mi s-au părut super, super interesante. Și nu știu câți dintre voi știți, dar odată cu noul update putem face asta. Ha, uite, bă, băiatul, le scriem și noi un pic gemuleț, o să intre aerul, bă, ialo, uite-l și pe ăla. Ia, vezi, tată, și nu știu dacă observați, dar se amplifică până și sunetul, adică e foarte, 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 foarte tare. Păi, o mică problemă la modul ăsta, să zic așa, ar fi faptul că nu avem navigație. Am încercat să instalez un mod cu pentru navigație, dar din păcate nu merge, știi? Pentru că, na, neavând o navigație incorporată direct, nu prea pot să adaugi tu, știi? Ei bine, transportăm aici niște acid, băieți, și eu frumos cu niște acid. Voi ce mai faceți? Tot acid. Ia uite-l pe nenea, bă, nenea, stai cu minte. Ia să vedem, mă încadrez sau nu mă încadrez. Hai, mă, băiatule, să mergem și noi spre Trameri. Haide! Am observat că avem efectiv o animație când semnalizăm, vedeți? Ia uite, semnalizezi și apare tirul. Băi, asta a ajuns la un nivel foarte, foarte avansat în ceea ce privește modurile pe Euro Truck. Chiar sunt curios și se va întâmpla peste câteva luni, când probabil o să apară ceva chestii. Ce ar fi ca în Euro Truck, băieți, să se poată conduce tirul singur? A? Ce ziceți de asta? Bă, băiatule? Ce ziceți? Băi, ar fi chiar interesant dacă mă întrebați pe mine. Păi destul de ciudat, pentru că nu joc din controlă sau din volan sau ceva de genul. Și efectiv, dacă mișc un pic volanul, zici că e amețit așa un pic, știi ce zic? Bă, mă enervează tot, aș fi vrut mai multe chestii în bord, adică, uite, pe acolo pe unde e negru, eventual să pună navigația, dacă s-ar putea, și acolo, nu știu, eventual consumul. Consumul, dacă vă interesează, apare acolo în mijloc, uite, și kilometrajul, dar nu prea apare doar prima cifră, știi? Dacă vă întrebați de consum, ia, uite, 8,5, 8,4 sau ceva regen, sau poate 80, cine știe. Dar prefer să-l țin așa pe off, cum ar veni, știi? Pentru că e mult mai bine și nu te mai, știi, e destul de enervant să apară doar o singură cifră sau o chestie pe acolo și te derutează oarecum, așa că îl ținem oprit. Uitați-vă și voi, bă, băiatule, cât de bine arată nebunia asta, cât de bine arată cockpitul ăsta, ia uite-l, tată, interior de magnat, ești nebun? Oglinda, oglinjoară, tot ce vrei. Păi dacă mă întrebați, e destul de ciudat ca în Euro Truck să... Efectiv să n-ai oglinzi pe afară, știi? Adică practic ai camerele astea, după cum vedeți și voi acolo. Dar totuși e destul de ciudat. Frumos, răsare soarele, tot ce trebuie, bă, băiatule. Avarie. Vă place noul sistem de oglinzi, să zic așa, sau nu vă place? Chiar sunt curios. Băi, sincer, mie, cel puțin, îmi place foarte, foarte mult. Oglinzile astea noi te ajută, în primul rând, pe timp de ploaie, pentru că ai o vizibilitate mult mai bună. Bine, nu știu cum e treaba cu soarele, știi? Pentru că dacă bate soarele din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, în oglinzile astea, nu știu cât de bine va fi, nu știu cât de bine vei vedea, dar asta e partea a doua. Mie dintotdeauna mi-a plăcut Mercedes-urile, atât mașinile cât și tirurile, nu știu de voi. Na. Frumos, frâna de mână la buton, tot ce vrei. Nu știu dacă v-am arătat, dar avem efectiv animație când scoate mașina pe liber. Și efectiv, dacă vrem să trecem nebunia pe liber, ia uitați-vă voi acolo, băieți. Ia uite, ești nebun? Drnpchiu, ia uite. Pa. Ce-ai făcut, tată? Eu ce fac acum, domn polițist? Stai așa să deschid geamul ăla, stai să un pic să mă dau mai în față.
Auziți, domn polițist, ce se întâmplă? Eu cum trec? Am curs aici, ești nebun? Trească familia ta, eu cum trec pe aici? Eu trec și pe ăla cu golful. Alo? Pot să trec? Că mă cam grăbesc, că mă dau ăștia afară. Am înțeles. Să trăiești. O zi bună îți doresc. Păi, nu știu, nu știam. Uite, aparent din nou update. Știu că erau și înainte, dar practic accidentele astea erau la marginea drumului și nu pe tot drumul, adică nu blocau strada, autostrada în cazul de față, știi? Ia uite smurdu. Mamă, dau lovit-o, bă. Urât, urât. Ia uite pe ăștia ce dansează. O lovire rău, bă. Am înțeles, ăștia discută. Am înțeles, totul bine? Aoleo. Bă, am trecut, am fost un pic mai șmecheros decât restul și m-am dus. Și m-am dus și nu mă mai întorc, bă, băiatule. Bă, e un pic cam ciudat cum pică lumina soarelui pe volanul ăsta din piele Alcantara întoarsă și vopsită. Dar n-aveți ce, arată chiar binișor. Avem acolo un suport de pahar, mai multe chiar. Frumos, încălzire în scaune, încălzire în pat, tot ce vrei. Mamă, când eram mic aveam o pasiune, să zic așa, pentru tiruri. De fiecare dată când vedeam un tir și aveam ocazia să mă urc în el, mă puneam în pat, nu știu, avea pat în mașină, mi s-a părut întotdeauna un lucru foarte, nu știu, foarte interesant, știi? Chiar și autorulotele, chiar și rulotele mă fascinau. Adică mi-aruc aminte o dată că mă rusem cu maica mea la un parc de ăsta de rulote, știi? Efectiv, eu, ești nebun, la 5 ani cât aveam, probabil mai puțin, m-am dus în toate, le-am testat, băieți, le-am testat, l-am pus în pat în tot ce trebuie și încă îmi plac, adică mi se pare foarte, foarte tare, știi? E chiar foarte tare să ai o mașină pe roți, cum ar veni, știi? Hai, ne băgăm și noi pe banda 2, Johnule. Scuze-mă că stai fața, dar văzui prea târziu că trebuie să o iau pe aici. Scuze-mă pe mine. Băi, uite, face și ceva viteză tirulețul ăsta. Avem 110. Din câte știu, avem undeva la 600 de... Dar totuși, avem și 20 de tone pe dânsa, dacă nu... 20 de tone grele, cum s-ar spune. Eu te-l pot sta cu mini Cooper-ul, mini hâțul lui. Hai să vedem dacă ne putem și noi, dacă hai să vedem dacă putem depăși și noi mașinuța asta. A? Mai greu, mai greu, a? Hai că rămânem pe banda 1, că n-avem unde să ne ducem. Nu prea avem cu ce. Băi, e destul de rapidă chestia. A? Hai. Destul de rapid tirulețul ăsta. Bine, gol, vă dați și voi seama, încărcat. Na, ce să-i ceri. Salut, colegul, te pup. Adică are o accelerație destul de bună. Totuși sunt 600 de cai, 650 dacă nu mă înșel. Da, chiar sunt curios în cât timp face tirul 100, adică... face și el în 20 de secunde? Probabil cam așa, cred că 20 ceva de secunde prinde și el 100. Bine, gol mă refer, cred, nu știu sigur. Spuneți-mi voi în comentarii în cam cât timp face un tir 100 de kilometri pe oră, știi? Bine, dacă... na, chiar sunt curios. Poate un V8 de la frumos are niște reprize de alea șmecheroase. Uite l pe ăsta cu buzul, e colegul meu ăsta din spate. 120, stai cu minte că... Vă dați și voi seama ce ar însemna în realitate un tir cu 20 de tone și 120 de km pe oră? Ha, aleo, moarte curată, ești nebun. Moarte curată, hai că 20 de tone mai sunt cum mai sunt, dar totuși stai mai mult, vreo 30-40. A, bine, atunci cred că nu mai mergi nici cu 100. Adică, nebun să fii. Nebun să mergi acolo pe autobandă în Germania cu 200. Hai că 200 cu tirul, băieți, nicio problemă. Nu știu, oare, chiar sunt curios dacă cineva a tunat un tir de ăsta, știi? Oare poți să tunezi un tir să-i pui mulți cai putere? Bine, știu că există unele tiruri, gen de competiții și de drifturi, de chestii, dar oare e ușor să tunezi un tir? Nici măcar nu știu. Oare e ieftin, scump? Nici măcar nu știu. Poate o să facem un live special cu tirul ăsta, dacă o să văd că vă doriți lucrul ăsta și că vă place seria de Eurotrack și sper totodată să se vadă bine pe filmare, pentru că încerc niște setări noi la programul de filmare și nu știu cât de bine se va vedea. Am înțeles, hop, nu avem mână, nicio problemă. Hai mă, Johnelilor, ce-ați făcut, tată? Hai că pornim și noi încet aici. Mamă, dar sunt la accidente. Mamă. Opa, hai că semnalizațion și noi. Băi, alu nebunule. Mamă, dacă nu-l vedeam pe ăsta, în grindă mă duceam și eu și el pe lumea ailaltă. Ne duceam amândoi, bă, băiatule. Mi-ar fi plăcut să pot să fac dunga asta, gen aia albastră, gen splitul ăla. Să-l pot să-l fac negru, știi? Ar fi fost un pic mai bine, da, mă rog. Hai, bă, Johnele. Hai, tată. Hai că porni ștergătoarele când te văzui. Am înțeles. Salut, băi, tataie, ce faci, bă, băiatule? Hai că tataie dacă e.
Hai, ne băgăm și noi pe banda 1 sau salutare? Sau salutare, fraților. Haide. Bun. Bă, chiar sunt curios dacă funcționează chestia asta cu animația pentru combustibil, adică n-am fost atent de la început de video să văd dacă aveam full-ul sau nu. Spuneți-mi voi dacă funcționează. Bine, probabil voi puteți derula videoul înapoi cum ar veni. Să vedeți dacă s-a dus din liniuța aia, a? Parcă s-a dus un pic, parcă s-a dus. Bă, cine ai bare, mă, tirul? Că nu mai vrea să se accelereze, ești nebun? Alo, domn cu tirul. Te scopă liber un pic, să te turezi un pic, nu știu, s-a înfundat filtrul de particule, rămăsăși fără AdBlue, ce s-a întâmplat? Ai, cam înțeles. Nu mai vrea mai mult de 70. Bă, ce fac? Mamă, băieți, proaste tirurile astea, sincer. Mamă, s-a terminat. 10 km am făcut cu el, 200. S-a dus. S-a dus pe ciocanes. Foarte, foarte tare noul update cu geamurile, cu chestii, cu sunetele, știi? Din câte știu, acum avem sunete noi până și la tren, știi? Cum ar veni. Adică când ajungi la o cale ferată, când trece trenul, voi zici că e viața reală, ești nebun? N-am testat asta, încă am văzut și eu trailerul pe YouTube la versiunea asta. Mi se pare că suntem pe 1.37, dacă nu mă înșel. Față de anii trecuți chiar e bine. Hai că am depășit și-o pe dreapta, pe stânga, pe mijloc. Nicio problemă. Ia uite, tată, remorcă de la Scott Cars. De la Skoda, dacă nu v-ați prins. Skoda jocului, cum ar veni. Mergem în bănduța asta. Uite, dacă îmi pic o de asta în cap. Mamă, mă zingat de pe asta. Aolo! Bă, ce... Bă, mă, ce mă enervează asta. Băi, tâmpitule, cum să faci așa ce... Mamă, băieți, voi vă dați seama dacă intram, dacă intram în realitate în spatele lui ăsta? Că eram caput și eu și tirul și toată lumea. Și motorul și remorca mea aici, nebun. Și toată autostrada. Vă dați și vă seama dacă tipul ăla din spate, care nu se mai vedea cu uite, care vrea acum să mă depășească, intra în mine și eu intram în asta și toată lumea murea. Aoleu. Deci toată lumea avea de suferit dacă eu intram în asta din cauza incompetențului ăsta din față. Păcat că nu mai merge tirul meu mai rapid, că îi dădeam, chiar îl loveam, îi puneam o prânăraia în față, de se speria și el și eu. Ia stai, așa, te dau geamul jos. Stai că am greșit geamul. Incompetentule! Nebun, frână! Mamă, s-a terminat. M-am dus. Bă, băiatul. În altă ordine de idei, să zic așa, am revenit de la service. M-au tractat băieții până aici ca să pot să cârpesc un pic tirul. E în regulă, un pic zgâriat, nicio problemă, da, una 30%, nicio problemă, da. Bă, ce să zic, am cam ajuns la destinație în mare parte, stăm și noi la un roșu, martorul, elicopterul, un bord de elicopter. Nicio problemă, băieți. Tirele. Ar fi ceva să adauge Tesla Semi sau cum se numește tirul de la Tesla, parcă așa. What? Am înțeles, sunete peste sunete, nu știu ce a fost sunetul ăla, dar o fi fost. O a fost și el ceva. Ar fi interesant să facem un episod cu Tesla Semi sau cum se numește tirul ăla de la Tesla, știi? Ar fi chiar tare, chiar sunt curios, cum ar fi să... Efectiv, acolo ai volanul, nu l-ai în stânga, nu l-ai în dreapta, l-ai pe mijloc, efectiv. What? Asta chiar că ar fi tare. Hai că m-a început frâna mâna să țipe. Nu știu de ce țipă, dar mă rog. Probabil că am plecat un pic cu frâna de mână sau cine știe. Ia să... Nu știu, spuneți-mi voi în comentarii de la ce e sunetul ăsta. Nu prea mă pricep, nu prea îmi dau seama. Ia uite mă, presiunea aer scăzută. Mi s-a spart cauciuc, băieți. S-a dus cauciucele. Mamă, băieți, mi-au făcut așa pană. Gata mă, și-a revenit, se umflară roțile, băieți, un pic, ara, merge. Se umflară nebunele, un pic. Mie ca să le sumflă iar, mi-au făcut așa pană, mi-au băgat, cred că am prins un cui. Cred că am prins un cui sau ceva de genul. Ce semnalizare, bossule, că trecem pe verde, că pe roșu nu-i frumos, vorba aia. Deci de asta nu mai accelera tirul meu, mă, băiatule. De asta, asta așa un pic, că nu știu unde trebuie să descarc. Aha, uite aici. Acum, întrebarea mea este următoarea. Cum, doamne iartă-mă, mă încadrez eu aici? La ce? Mamă, iar. Gata, băieți, mi s-au desumflat hâțurile. Flară un pic, cât să descarc și eu aici. Mă încadrez oare? Hai, bă, pe bune. Am înțeles, la ce veche hala asta. Uitați-vă și voi ce rugindeți chestiile. Uite, o ușă deschisă pe acolo, mamă. Frumușel aici, ne-am încadrat, am zgâriat un pic remorca, dar nu se supără nimeni, vă garantez eu. Frumos aici, ne încadram acțion, frumos.
Am mai bine sau mai vrei mai în față? Un pic mai în față, a? Gata. O decuplăm și ne luăm bănuțul, bă. Ia uite, tată. Ia să vedem câți bănuți luăm, rezonabil. Mersi, te pup. Îți dai seama, te-ai îmbogățit dacă ai luat așa ceva, dacă ai luat atât în realitate. Pă bune. Bă, băieți, în mare parte cam ăsta o să fie clipul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like, un subscribe. Și da, spuneți-mi în comentarii ce alte moduri vreți voi să mai testăm. Nu uitați că să aveți și voi acest mod în descriere dacă vreți și voi să vă jucați cu el. Ei bine, până la data viitoare, eu am fost Mădălin, vă pup, pa, pa!